Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE Rus, îl acuză pe Marcel Ciolacu de imixtiune grosolană în afacerile Republicii Moldova, după declarațiile făcute de premierul României, potrivit cărora în Republica Moldova locuiesc doar români. Declarațiile oficialului de la MAE Rus vin după ce reprezentanții blocului politic Victorie, controlat de oligarhul fugar Ilan Șor și format la Moscova, au organizat în urmă cu o săptămână un protest în fața ambasadei României la Chișinău, față de declarația premierului român, potrivit căreia nu există moldoveni, ci doar români. Discutăm despre acest subiect cu Răzvan Pantelimon, analist de politică externă. Mulțumesc, bună seara! Bună seara! Domnule Pantelimon, doamna Zaharova e bine cunoscută pentru declarațiile pe care le face. Cum să interpretăm aceste afirmații? Sunt o exprimare a frustrării Moscovei că Republica Moldova nu e un regim obedient, încă o dovadă a nemulțumirii legată de faptul că România ajută Republica Moldova, inclusiv energetic, și că fragilizarea țării e un obiectiv greu pentru ruși? Sunt numeroase astfel declarații ale doamnei Zaharova. În ultimul timp văd că s-au întețit chiar. Zilele acestea am văzut declarația pe care a citat-o și noastră, dar avem și o altă declarație care vorbește de planurile tupeiste ale conducerii UE de extinderea frontierelor și care pleacă de la faptul că practic Moldova a semnat un acord de securitate săptămâna aceasta cu Uniunea Europeană. Este un prim acord de acest tip și că practic asta ar însemna o transformare a aderării Moldova, Republicii Moldova, poate și Ucraina la Uniunea Europeană într-o aderare mascată la NATO. Tot astăzi, cred, doamna Zaharova amenință și Marea Britanie că dacă Rusia va fi atacată cu arme din Marea Britanie, o să atace și ei. Deci sunt, într-adevăr, astfel de declarații. Bine, aici tot dintr-o frustrare legată de faptul că Marea Britanie e un mare contributor la sprijinirea Ucrainei. Arme. Și atunci este clar că avem un context de acest gen în care în Republica Moldova vedem că și acolo o să avem alegeri, să nu uităm că în octombrie avem alegeri prezidențiale și probabil și un, și un referendum. Cum vor evolua lucrurile privind în perspectivă spre sfârșitul anului, unde sunt programate aceste evenimente, atât alegerile cât și referendumul pentru aderare? În funcție și de evoluția a ceea ce se întâmplă în Ucraina, vor fi presiuni foarte mari pe Republica Moldova din partea Rusiei și vor fi tot felul de elemente de război hibrid, de manipulare, propagandă pentru a obține, să spunem, un rezultat favorabil între ghilimele Rusiei la acest referendum, în sensul că cetățenii Republicii Moldova să respingă posibilitatea aderării la Uniunea Europeană. Vom vedea clar că astfel de declarații se vor intensifica. Ele sunt, până la urmă, folositoare și pentru acele forțe politice din Republica Moldova care vorbesc de limba moldovenească, de poporul moldovean. Să nu uităm că încă mai sunt astfel de personaje politice și forțe politice în Republica Moldova și atunci este clar o astfel de colaborare între Rusia, între doamna Zaharova și forțele respective, exact pe această idee de destabilizare a Republicii Moldova, de îndepărtarea ei de România. Trebuie să ne așteptăm la tot mai multe astfel de situații și la critici aduse liderilor români. Până la urmă, repet, suntem și într-un moment de campanie electorală, este un an electoral atât pentru România cât și pentru Republica Moldova și pentru întreaga Uniune Europeană. Să nu uităm că vom avea alegeri europene, în funcție și de rezultatul de acolo, vom vedea ce alte astfel de acuzații, între ghilimele, vor mai apare și cu ce ne mai încântă declarații transmise doamna Zaharova pe viitor. Mulțumesc foarte mult!